Bună seara, din nou cu voi, Teddy. Astăzi o să vă prezint un termostat de la, nu știu exact de la ce firmă este, văd că scrie pe el Noes. Este compatibil cu Tuya și, după cum știți și după cum v-am obișnuit, Tuya funcționează și cu Alexa, comenzi vocale. Așa, și el se desface, asta este doza care vine în perete. Da, eu l-am avut pus provizoriu, dar acum o să vă arăt și vouă. Aici are niște cleme, da? Aici. Ecranul, cum s-ar zice, vine în sus. Așa, da? Deci el vine în sus, pe care trageți la voi, ușor. Și aici merg și negrese la chestii de genul. Aveți două șuruburi care îl fixați în doza care să fie în perete, da? Este o doză specială care are loc unde să-i bagi șuruburile. Le dăm șuruburile jos și revin. Da? Le dăm șuruburile jos de aici. Să vă arăt și cum vine montajul. Merge la orice centrală, pe gaz, pe electric. Puteți să-l puneți pe altfel de sisteme, cu pompe, cu... Imediat vă arăt ce este și în interior. Adică, mare lucru, nu puteți vedea nici la interior. Așa. După cum vedeți aici, astea sunt conectările. Aici aveți configurația exact cum se leagă. Da? Eu l-am legat așa. Aici vine centrala la mine. Și acesta este întrerupătorul, da, care vine în priză. Cam despre asta este vorba. O să vă arăt și cum vine în funcțiune, cum se aprinde și cam ce poate să facă. Sau poate deja l-ați văzut în alte videouri unde l-am avut instalat, dar era prea aproape de locul unde aveam făcut focul. Și era temperatura prea mare, deci ajungea și la 50 de grade, ceea ce era doar acolo, nu era în toată casa sau în living. Și am terminat cu montajul provizoriu, da? Acest cablu vine alimentat la curent. Eu l-am pus aici și o să mă duc pe aici pe desubt să intru în priza asta de exterior. Iar acest cablu este contactul la centrală. Pentru setări, dacă doriți, lăsați în comentarii și o să fac un video și cum se conectează. Eu l-am deja conectat. Se activează la Wi-Fi și s-a și conectat. Acum sunt 28 la mine. Aici dăm, l-am dat la 35. Deci scădem. Deci s-a auzit că s-a zis la 35, îl dăm dedesubt, sub 28. După câteva secunde se deconectează centrala. Prea se vede el din poziția asta. S-a deconectat centrala și dacă urcăm peste 28, se deconectează centrala. Când ajunge la temperatura dorită, el se deconectează, adică îți oprește centrala. S-a oprit. Și acum și prin Alexa. Alexa, heating to 35. Thermostat is set to 35. Da? Și a setat. Alexa, heating to 20. Thermostat is set to 20. S-a închis centrala.
Să dăm și drumul. Alexa, heating to 32. Thermostat is set to 32. Da, deci apare coșul ăsta că ea se flacără, atunci este deschisă centrală. Puteți să folosiți și de la distanță, prin aplicația Tuya vă arată în aplicație câte grade aveți. Da? Acesta, din câte îmi dau seama, nu este conectat prin Tuya, este prin Smart Home, dar este tot același lucru. Adică pentru mine același lucru, că eu o folosesc vocal, cât și prin aplicație când sun la distanță și vreau să-i dau drumul. Da? Cam despre aici, vă setați voi ora, puteți pune o parolă de două butoane să se blocheze ecranul în caz că nu vreți să utilizeze și altcineva. Și mai multe setări vă arăt dacă am abonați, dacă am subscriber, dacă am like-uri și dacă lăsați un comentariu. Aici ce vedeți e provizoriu, o să vină firele trase pe dedesubt, pe sub acest polistiren, curentul va veni de aici, da? Deci nu va fi o problemă, priza asta are și ea siguranță, ne putem opri în caz de vrem să dăm un reset sau ceva, sau să-l oprim. Iar pentru iarnă eu am o altfel de centrală care pot să opresc doar centrala, adică nu știu cum aveți voi, deci pot opri doar centrala, asta pot să meargă singur că nu va activa nimic. Mă refer pe timpul verii. Cu voi, Teddy, vă salut, numai bine!